Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bine v-am regăsit la știri. Suntem live pe TVR Moldova și TVR Info. Iată principalele subiecte ale ediției. Ploile din ultimele zile au dus la creșterea nivelului apei în Nistru. Locuitorii orășelului Vadului Vodă, care au case în preajma râului, sunt îngrijorați că apa le va intra în locuințe. Republica Moldova urmează să fie inclusă pe harta europeană a liniilor de cale ferată. Acest lucru presupune inclusiv creșterea schimburilor comerciale dintre Chișinău și Uniunea Europeană. Artiștii de pe ambele maluri ale Prutului s-au reunit ieri la Chișinău într-un concert de excepție dedicat Zilei Naționale a României. Ploile din ultimele zile au dus la creșterea nivelului apei în Nistru. Locuitorii din orășelul Vadului Vodă, care au case în preajma râului, sunt îngrijorați că apa le va intra în locuințe. De partea cealaltă, specialiștii dau asigurări că situația este monitorizată. Între timp, debitul mare de apă a inundat podul plutitor de la Tiraspol și o fâșie forestieră din regiune. Din cauza nivelului crescut de apă din râul Nistru, podul plutitor de la Tiraspol a fost inundat, iar acum nu mai circulă. A fost acoperită de apă și o zonă forestieră din raionul Slobozia. Imaginile cu terenurile inundate au fost publicate de presa din regiunea transnistreană și porțiunea Nistrului din orașul Vadului Vodă a înregistrat un nivel mai mare față de acum câteva zile. Ne aflăm pe malul râului Nistru din apropiere de zona turistică a orașului Vadului Vodă. Până ieri, apa din râu depășea cota de 14 metri. Astăzi este deja în scădere, însă rămâne la un nivel care îi îngrijorează pe locuitorii din preajmă. Acești oameni au o casă de vacanțe la Vadului Vodă și au venit să vadă dacă nu le-a intrat apa în casă. Noi prima dată vedem așa, de fapt aș mai fost, dar nu știu precis cât de tare. Desigur, da, cum să ne facem griji, desigur. De așa vine să ne uităm cât, cât e nivelul, cât e de mare. Mai de aproape aici, încă mai tare grijă își fac. Mi-am pare că trebuie protejat. Mai bine, da. Alți localnici nu s-au arătat îngrijorați. Это связано со сбросом в Дубосарах, скорее всего. Поэтому так вода и поднялась. Но это хорошо. Vâsaia vada, bălșoi, urăjai. Unii locuitori din Vadului Vodă spun că anii trecuți inundațiile au fost mult mai grave. Până la Val de Grădiniță. Stadionul ăsta din Vale a fost atâtinecat cât gardă. Primarul orașului Vadului Vodă susține că nivelul apei este monitorizat, iar o eventuală creștere de până la 17 metri ar putea afecta doar zona turistică, unde au fost ridicate baraje de protecție. Pericol pentru a inunda localitățile care stau pe partea stângă și dreapta a râului Nistru nu erau. Și serviciile respective, cum este la baraj, la stația de hidrocean de Basari, în Nistrosc, în comun cu alte serviciile, adică conlucrează între dumnealor și nivelează nivelul apei. Ieri nivelul a fost 14,2 în locul ăsta la noi unde stăm noi acum. Acum, de ieri seara până azi, a scăzut undeva la vreo 60 cm. Zilele trecute, Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova a emis o atenționare de cod portocaliu de creștere a nivelului apei, în legătură cu mărirea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Dnestrovsk în râul Nistru. O creștere de până la 6 metri a fost înregistrată pe sectoarele Dubăsari Vadului Vodă și Vadului Vodă Talmaza. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență monitorizează situația la 8 posturi de observare. Salvatorii precizează că în prezent nu există pericol de inundații a gospodăriilor din preajma Nistrului. Republica Moldova va primi un grant de 3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate Voluntară din cadrul Eurocontrol. Banii vor fi utilizați în domeniul aviației, mai exact, pentru a acoperi costurile de personal, instruire și pregătire operațională. Ministrul Infrastructurii Andrei Spânu a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează direct aviația Republicii Moldova, iar veniturile Moldața, întreprinderea care se ocupă de deservirea traficului aerian, au scăzut cu peste 50%. Acest grant va ajuta întreprinderea să presteze servicii în continuare.
Republica Moldova va fi inclusă pe harta europeană a liniilor de cale ferată. Decizia oficială va fi luată însă luna viitoare. Între timp, Comisia Europeană împreună cu Banca Europeană de Investiții au inițiat un studiu de prefezabilitate despre modalitățile de conectare a căilor ferate din Republica Moldova și Ucraina la rețeaua transeuropeană de transport. Ecartamentul căilor ferate utilizat în statele europene este diferit de cel din Europa de Est, ceea ce face dificil transportul de mărfuri în ambele direcții. Rețeaua de căi ferate din Republica Moldova însumează puțin peste 1150 de kilometri, dintre care doar 14 kilometri cu ecartament standard, adică de tip european, 1435 de milimetri. Restul sunt cu ecartament larg, adică de tip sovietic, 1524 de milimetri. Niciun kilometru de cale ferată nu este electrificat. Astfel, tracțiunea trenurilor se face exclusiv de către locomotive cu diesel. Includerea Republicii Moldova în rețeaua de bază a coridoarelor de transport europene impune și anumite standarde tehnice pentru construcția sau reabilitarea liniilor de cale ferată. La nivel de experți, la nivel de grupuri de lucru, s-a agreat de principiu includerea Republicii Moldova și a Ucrainei în rețeaua de bază a coridoarelor de transport europene. Asta, de asemenea, impune niște standarde tehnice pentru proiectele de reabilitare. Dacă, de exemplu, ar fi vorba cum reabilităm sectorul Iași-Ungheni, asta înseamnă că trebuie să existe pe el ecartament în gust european, iar viteza minimă de, nu, medie de circulație pentru trenurile de călători trebuie să fie 160 de km pe oră. Inițiativa Comisiei Europene prevede extinderea a 4 coridoare europene de transport pe teritoriul celor două state. În cazul Republicii Moldova ar urma să fie extinsă legătura feroviară de la Iași la Chișinău și de aici spre Odessa. Pentru a intra în România, trenurile din Republica Moldova sunt nevoite să staționeze la frontieră pentru a le fi schimbate boghiurile. Astfel, construcția unei linii de cale ferată cu ecartament standard, adică de tip european, ar crește viteza de circulație a trenurilor și ar majora operațiunile comerciale ale Republicii Moldova pe calea ferată. Într-un anumit viitor, eu cred că e vorba de mai mult de 5 ani, dar totuși noi vom ajunge spre faptul că va fi ecartament european și va fi o viteză înaltă de circulație a trenurilor de călători. Înaltă în condițiile noastre, pentru Europa asta e viteza normală. Evident, asta înseamnă alte perspective pentru mobilitatea călătorilor, dar și pentru transportul mărfurilor, mai ales pentru containere și alte mărfuri care ar putea veni din Europa, care acum e greu de imaginat să vină cu tren. Cum ar fi? Automobile? Până atunci, România și Republica Moldova au convenit ca în următorul an să mai completeze liniile de cale ferată pe tronsonul Iași-Ungheni, așa încât trenurile să poată să treacă mai repede vama și să mărească capacitatea de transportare a mărfurilor între cele două state. Sara e bună nu doar în bucată, este convingerea a doi soți din raionul Călăraș care au investit într-o afacere cu multă sare. Despre ce este vorba vă spunem în telejurnal. Rusia continuă să atace orașele ucrainene și rețelele electrice în condițiile în care vremea se răcește în toată Ucraina, iar întreruperile alimentării cu energie electrică sunt tot mai dese. Bombardamente intense au avut loc în regiunile Dnipru și Herson, dar și în Crivoi Rog. Autoritățile ucrainene spun că în ultimele 24 de ore sunt cel puțin 7 decese din cauza bombardamentelor. Publicația The New York Times a comparat forța artileriei americane din timpul războiului din Afganistan și cea a Kievului și Moscovei în actualul conflict din Ucraina. Dacă americanii trăgeau în medie 300 de obuze zilnic în Afganistan, armata ucraineană trage între 6 și 7 mii de proiectile în fiecare zi. În schimb, artileria rusă lansează între 40 și 50 de mii de proiectile zilnic asupra pozițiilor ucrainene. Experții militari americani subliniază că o zi de război în Ucraina este echivalentul unei luni din conflictul din Afganistan. Uzinele americane produc 15.000 de obuze de artilerie în fiecare lună, mai scrie publicația din New York. Pe fondul bombardamentelor intense ale rușilor asupra orașelor ucrainene, trenul rămâne soluția cea mai sigură pentru evacuarea civililor. No attack is capable of stopping us. We keep running, keep connecting the country, so as of now we only have 10 trains out of 100 plus long distance trains that are running behind schedule.
Tot cu trenul a ajuns la Kiev și fostul astronaut american Scott Kelly, fratele geamăn al cosmonautului Mark Kelly, ales recent senator al statului Arizona. Kelly a vizitat un spital de copii unde este internată și Caterina, o fată de 13 ani care a supraviețuit bombardamentelor din regiunea Donetsk. I support you and there's a lot of people in the US and around the world that support you because they realize that this invasion is wrong. It's immoral, it's illegal. Propaganda Kremlinului încearcă să arate un moral ridicat în rândul trupelor care au invadat Ucraina, deși sunt tot mai dese revoltele celor mobilizați. Mai mult, presa ucraineană scrie că Vladimir Putin pregătește o nouă mobilizare a recruților în decembrie. Soldații ruși de pe frontul ucrainean nu se identifică și în loc de nume pe uniforma lor apare sfidător inscripția turist alături de steagul Rusiei. În acest timp, femeile închise într-un penitenciar din regiunea rusească Perm confecționează uniforme pentru armată. Potrivit agențiilor de presă, deținuții din închisorile rusești sunt obligați să muncească pentru armată și bărbații sunt chiar trimiși pe frontul din Donbas. Autoritățile italiene continuă și astăzi căutările persoanelor dispărute în urma inundațiilor catastrofale din insula Ischia din golful Napoli. Potrivit bilanțului oficial, 3 persoane, între care o fetiță, au murit în tragedia care a lovit mica insulă din Marea Tireniană. Sunt 13 răniți și peste 200 de persoane evacuate din casele lor. Guvernul Italiei a trimis echipe de salvare de pe continent și ajutoare de peste 2 milioane de euro. Scafandrii continuă căutările în Marea Tireniană după oamenii care sunt dați dispăruți în urma ploii și inundațiilor din insula Ischia. Cel puțin o mașină a fost aruncată în mare de torenții puternici, care s-au format pe versanții și străzile în pantă ale unei stațiuni turistice din nordul insulei. Localnicii încearcă să-și revină după dezastrul care i-a lovit acum mai bine de 24 de ore. Garaje și case sunt pline de noroi și resturi aduse de ape, la fel și curțile caselor și parcările. Acasă. Ci siamo svegliati, mio marito si è svegliato e è uscito fuori. E c'era proprio la cascata che scendeva di acqua e fango. Poi ho chiamato mio fratello. Siamo saliti sopra la strada perché avevamo mettere il parcheggio, ma non ci siamo riusciti perché c'era pieno invaso di roba in fango. Oamenii nu își pot imagina cum o ploaie torențială a provocat o alunecare de teren care a măturat aproape totul în calea sa. La cosa drammatica è che ha preso tutto, quindi per quanto possa sembrare magari difficile da credere, cioè ha portato via macchine, ha portato via lampioni, ha portato via qualsiasi cosa, ci sono delle macchine che sono messe in alto, di lato, e uno non, passando non, non si spiega come sia stato possibile questa cosa. Un reprezentant al Institutului pentru Protecție Civilă din Italia a declarat pentru presa locală că una dintre explicațiile catastrofei este și urbanizarea excesivă a insulei Ischia. Micile localități s-au tot extins pe relieful muntos și în multe cazuri nu ar fi fost respectate normele de construcție și nu au fost luate în seamă riscurile unor fenomene naturale extreme. După 14 ani lucrați în Italia, au decis să se întoarcă în Republica Moldova și să pună pe roate o afacere cum nu mai e în localitatea lor de Baștină și împrejurim. Soții Stasiuc din raionul Călăraș au deschis o salină, fiind inspirați de cele din România. Antreprenorii spun că având 3 copii au văzut efectele salinoterapiei, iar acum vor să convingă și alți basarabeni că sara e bună nu doar în bucate, dar și pentru o sănătate. Salina soților Stasiuc se află în sediul incubatorului de afaceri din Călăraș, unde au închiriat un spațiu. Dat fiind faptul că avem și noi 3 copii și mereu răcesc, călătoți, zic că ar fi și o posibilitate pentru noi să-și ridice imunitatea, să trateze în același timp. Încă nu este totul gata, încă este totul în proces, dar sperăm că... Adică sala încă va fi dotată cu un aparat de ultima generație, care el încă nu este adus, halogenerator se numește. El fărâmă sarea la nivel de praf și persoana, când stând în încăpere, inhalează acest prafuleț de sare. Primii clienți ai salinei au fost chiar cei 3 copii ai familiei Stasiuc. Pe lângă doza de sănătate în sala albă, micuții se distrează și construiesc castele de sare. Sare este sănătoasă pentru sănătate, sare este ca nisipul și este interesant, foarte tare întrâns. Putem să facem orice castele, ori și sare
este ca și zăpadă. În salina de la Călăraș sunt peste 4 tone de sare. Aceasta este importată din Turcia și Himalaya și îmbogățește aerul cu ioni negativi. Avem sare de mare care este adusă sau importată din Turcia, sare albă care e pe jos și pe pereți, și avem sare importată din Himalaya, crămizile care le vedeți aici și iată peretele acesta. Salina este îmbrăcată cu sare pentru a se crea un climat în totalitate sau a se imita salina naturală, precum cunoaștem salina din Târgu Ocna, salina de la Turda, cele din România. Deși deschiderea oficială a salinei va fi pe 15 decembrie, soții Stasiuc spun că mai mulți localnici și-au făcut deja programări pentru ședințe. În această afacere, plus minus, am investit 500-600 de lei acum. Mai avem un plan de afaceri, noi vrem să deschidem alta mică VIP alături, deja camera e gata, cred că după anul nou facem deschiderea și în partea cealaltă. Doritori sunt mulți. Printre maladiile tratate în salină sunt efectele adverse cauzate de o serie de boli ale sistemului respirator, de piele, precum și afecțiuni ale sistemului circular sau neurologic. În Republica Moldova sunt peste 30 de saline. Criza energetică se simte și pe pârtiile din Austria și Franța, unde s-a dat startul sezonului de schi. Ce măsuri au luat managerii stațiunilor pentru reducerea consumului de electricitate, aflați imediat. Teatrul Municipal de Păpuși Guguță a împlinit 30 de ani de la fondare. Cu această ocazie, sute de copii au venit în casa eroului din cărțile lui Spiridon Vanghele pentru a-i ura la mulți ani, dar și la premiera spectacolului picpoc.online Arun Guguță. Mesajul piesei este impactul rețelelor sociale asupra tinerilor și despre capcanele mediului online. Micuții spectatori au fost întâmpinați la intrare cu îmbrățișări și multă voie bună. Copiii însoțiți de părinți au venit să-i spună la mulți ani lui Guguță și au declarat că așteaptă cu nerăbdare premiera spectacolului. Îmi place să mă uit la spectacole pentru că acolo se întâmplă câteodată și lucruri amuzante care interesează copiii. Este foarte interesant și foarte amuzant. Unde ai venit tu? Am venit în Guguță. Piesa picpoc.online Arond Guguță, o poveste despre un lup care postează informații false despre viețuitoarele din pădure, i-a ținut cu sufletul la gură pe micii spectatori. Domnul Filtru, adică dumneavoastră, adică eu, este șeful rețelelor de scandalizare. Am înțeles că nu trebuie să avem prieteni virtuali, dar trebuie să avem prieteni adevărați. Ce i-ai dorit lui Guguță, care împlinește astăzi 30 de ani? Doresc multă sănătate, să facă mișcare mult, să asculte de părinți, să fie fericit. Directorul Teatrului Guguță povestește că de-a lungul anilor instituția a trecut prin multe provocări, însă a rămas dedicată copiilor. Nu ai ce să cauți într-un teatru cu păpuși, într-un teatru pentru copii, dacă nu iubești copiii. Dar atunci când îi iubești, nu trebuie să îi uimești cu nimic, dă-le doar dragostea. Dragostea și atenția pe care o merită. Iar actorii spun că au evoluat și au crescut odată cu Guguță. Când văd atâtea fete frumoase aici la noi în teatru și ies cu atâtea satisfacții de la spectacolele noastre, și noi parcă suntem împliniți și ne place ceea ce facem. A venit să-i spună la mulți ani Teatrului Guguță și scriitorul Iulian Filip, care a avut și un dar pe potriva evenimentului. E un volum de teatru pentru copii, Comoara Tălharului și Pălăriuță Oranj, e cu șapte piese, dintre care Teatrul Guguță a montat deja 3. Teatrul pentru copii Guguță a fost fondat în 27 noiembrie 1992. Actorii au dus faima teatrului la festivalurile internaționale din România, Franța, Bulgaria și Ucraina. La mulți ani Teatrul Guguță, la mulți ani Papușe. Concert de excepție la Chișinău dedicat Zilei Naționale a României. Vocile mai multor artiști de pe ambele maluri ale Prutului au răsunat aseară pe scena Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Zeci de spectatori au simțit românești alături de formația Two Gents și soprana Andreea Bucur, care au creat o simbioză cu instrumentiștii Filarmonicii Naționale Serghei Lunghevici.
seria de evenimente dedicate Zilei Naționale a României, sărbătorită în 1 decembrie, a început la Chișinău cu un spectacol muzical de excepție. Serata culturală a fost organizată de Ambasada României, cu sprijinul Departamentului pentru Relații cu Republica Moldova, din Guvernul României și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu. Un eveniment inedit, un eveniment foarte special și un proiect care mie mi-este foarte drag. Este primul eveniment din seria celor care vor marca Ziua Națională a României aici la Chișinău în acest an. Vom avea plăcerea să admirăm artiști din România, artiști din Republica Moldova, care vor interpreta o suită de piese muzicale diferite față de muzica cu care suntem obișnuiți. Mă bucur că după un an foarte complicat și dificil, atât în România, dar mai ales în Republica Moldova, reușim să celebrăm prin lucrurile care ne unesc, în această seară prin cultură. Emoțiile au fost aduse pe scenă de artiștii Ciprian Rogojan și Doru Todoruț, membrii formației Two Gens. Să spunem la mulți ani tuturor românilor de pretutindeni, oriunde s-ar afla, celor care sunt vorbitori de limbă română, celor care au tradiții românești, care apreciază mâncarea, muzica românească. Caut pe cer o seară, una doar a mea, o cometă ce sunt împlinită. Interpretată de artiștii filarmonicii naționale Serghei Lunchevici și colorată de vocile Capelei Corale Doina, compozițiile muzicale au ajuns la inima spectatorilor. A adus o adevărată magie în scenă și soprana Andreea Bucur din România. M-am bucurat foarte tare de acest concert. Publicul a fost atât de cald, am simțit în fiecare moment când eram pe scenă, simțeam cât de cald sunt și ce frumos ne-au primit. Niște emoții răscolitoare, în primul rând pentru că știm cui a fost dedicat acest concert. În al doilea rând, pentru că au fost toți la înălțime. La Chișinău vor fi organizate și alte evenimente dedicate Zilei Naționale a României. În 4 decembrie, Sala Mare a Teatrului Național Mihai Eminescu va găzdui concertul Așteptând Crăciunul cu Grigore Leșe. În câteva zile intrăm în iarna calendaristică, iar în multe locuri de la munte a nins, așa că s-a dat startul sezonului de schi. Pe pârtile din Austria și Franța au apărut deja primii iubitori ai sporturilor de iarnă, chiar dacă din cauza crizei prețurile sunt mai mari comparativ cu anul trecut. În plus, managerii stațiunilor au anunțat și măsuri pentru reducerea consumului de electricitate, inclusiv să nu producă zăpadă artificială. În acest sfârșit de săptămână, stațiunile din Austria și-au deschis porțile pentru iubitorii sporturilor de iarnă. A început oficial sezonul de schi într-o atmosferă perfectă, cu zăpadă naturală și soare. Well, tolles Wetter, perfekte Pisten und ja, wir lieben Ski. Es war absolute Punktlandung. Wir haben das Glück gehabt, dass die letzte Woche eigentlich viel Naturschnee, viel Neuschnee gehabt ist. Dementsprechend war Beschneiung natürlich notwendig, aber das meiste hat tatsächlich der liebe Gott gemacht. Iar câteva stațiuni austriece, inclusiv celebra Ischgl, supranumită Ibița din Alpi, oferă turiștilor un nou mod de distracție ecologic, un snowmobil electric fabricat în Franța și care arată mai degrabă ca o motocicletă pe zăpadă. Primii care au testat acest nou vehicul sunt încântați. E super cool, e un toller fun factor. Man kann sehr viel probieren. Man kann sich richtig inlegen und es ist echt richtig geil zum fahren. Fast wie reiten, weil das ist auch, er ist ziemlich bockig, wenn es ein bisschen hart ist. Und ich denke, die Oberschenkel und an der Seite, die könnten schon wehtun am Abend. Și în Franța, stațiunile și așteaptă primii turiști, dar cu prețuri mai mari, cu 5 până la 10% față de anul trecut. Chiar și așa, numărul rezervărilor este mai mare decât în perioada similară din 2021. Pe fondul crizei energetice, managerii stațiunilor își vor reduce activitatea în perioadele când este un vârf de consum la nivel național. Il y aura des petites nouveautés, notamment parce que on sait qu'il y a des journées rouges sur lesquelles on va devoir faire ce qu'on appelle de l'effacement. Donc il y a une gamme d'heures qui nous gêne pas trop, c'est la gamme 18-22 heures. Et donc pendant cette période-là, on le sait, on a des journées sur lesquelles, même s'il fait froid et qu'on a besoin de faire un peu de neige, on ne le fera pas. Donc on arrêtera nos installations et on attendra. Managerista
stațiunilor au anunțat că pentru a economisi energie vor încetini și teleschiurile. Din proprie inițiativă, cu 10% dacă timpii de așteptare sunt sub 5 minute sau cu până la 30% dacă autoritățile îi avertizează pe operator că este un consum prea mare. Mai mult de jumătate din stațiunile de schi din Franța s-au văzut nevoite să-și reînnoiască contractele cu furnizorii de energie și vor plăti în 2023 facturi de până la 6 ori mai mari. Telejurnalul a ajuns la final, dar știrile noastre continuă pe tvremoldova.md și pe pagina noastră de Facebook. Urmează retrospectiva săptămânii cu Natalia Chicu. Rămâneți cu TVR Moldova, eu sunt Svetlana Gore și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. La revedere!